Salutare, prieteni! Astăzi un subiect inedit, așa cum v-am obișnuit. Ce legătură era între Nicolae Elena Ceaușescu și cartierul Ferentar din București? Ei bine, la 1 mai 1939, Elena Ceaușescu a fost aleasă regina balului în cartierul Ferentari și așa s-au cunoscut Nicolae și Elena Ceaușescu. Deci 1 mai avea o semnificație foarte importantă pentru cei doi. Elena Ceaușescu avea la acea dată vârsta de 22 de ani și era membra organizației Tineretului Comunist din România. Dar haideți să vedem cum s-a înfiripat această iubire, care a fost o iubire adevărată între cei doi. S-a înfiripat de 1 mai. S-au întâlnit la un bal pe strada Veseliei din cartierul Ferentari, așa spun arhivele și cei care i-au cunoscut. Pantelie Țuțuleasa, cineast și fost operator de film al familiei Ceaușescu, a declarat că la 1 mai 1939 Lenuța Petrescu, viitoarea tovarășa Elena Ceaușescu, devenea regina balului. Se înfiripa cu adevărat idila muncitorească între ea și tânărul comunist Nicolae. Istoricul Ion Petcu precizează în cartea sa Ceaușescu, un fanatic al puterii, că prima întâlnire dintre cei doi ar fi avut loc mai devreme, respectiv pe 1 aprilie 1939. La acea dată Nicolae a fost la cercul cultural al Breslei de îmbrăcăminte, unde a fost prezentă și tânăra Lenuța Petrescu, care era țesătoare la fabrica Jacquard. Românii sărbătoreau 1 mai cum se sărbătorește și în prezent. Înainte de cel de-al doilea război mondial, românii sărbătoreau 1 mai cum se sărbătorește și în prezent. Iarbă verde, mici, bere, petreceri dansante. Un document al siguranței consemnează că Elena Petrescu a ieșit regina balului la una dintre petrecerile organizate în București, la 1 mai 1939, pe strada Veseliei din Ferentari. În acest mare cartier, cu bune și rele, cu zile frumoase și triste, mi-am consumat 17 ani din propria viață, în mare parte sub atenta îndrumare a mătușii mele după tată, care purta un nume frumos, Natalița, spunea domnul Țuțuleasa. A fost o întâmplare să stau exact acolo. Eu știu că ea, Elena Ceaușescu, a copilărit în partea aceea a locului, nu neapărat în veseliei. De fapt, ei doi, Nicolae și Elena Ceaușescu, s-au învârtit prin Uranus, dealul Spirii Rahovei, Ferentaria, cum îmi place mie să-i spun acelui cartier. Și e normal să se fi învârtit pe acolo, pentru că era o zonă mai dezvoltată a muncitorilor. Acolo erau uzinele Vulcan, Wolf, Zimmer, Țesătoriile Reunite, industria Iutei, fabrica de uleiuri Phoenix, metalurgia Manotehnica. Era zona industrială mai dezvoltată, solicita și mână de lucru ieftină. Potrivit istoricilor, unul dintre marile momente ale activității tânărului revoluționar Ceaușescu, care a fost și cea mai mare parte a biografiei sale din tinerețe, l-a reprezentat mitingul de la 1 mai 1939. Pe atunci, Breslele organizau de 1 mai sărbători câmpenești, baluri și alte activități. La un asemenea bal organizat de Bresle, Elena Petrescu devenea regină, iar la bal a participat și Nicolae Ceaușescu. Iar unii istorici spun că Nicolae Ceaușescu a ajutat-o pe Elena Ceaușescu să devină regina balului pentru că o îndrăgea și a cumpărat multe bilete, pentru că așa se proceda. Cine-i cumpăra mai multe bilete pentru respectiva participantă, aceea ieșea câștigătoare. Se spune că atunci a fost cu adevărat dragoste la prima vedere, sublinea Țuțuleasa când se comenta pe marginea acestui subiect. Fata îi convenea lui Nicolae, tânără din punctul lui de vedere frumoasă și mai ales membra al organizației Tineretului Comunist. La 1 mai 1939 a fost organizat de către Bresle și un marș care a pornit de la Piața Romană. S-a mers pe Calea Victoriei, la Palatul Regal, pentru a-l ovaționa pe regele Carol al II-lea. Regele a salutat mulțimea care l-a ovaționat. Se spune că Nicolae Ceaușescu a strigat "Trăiască Frontul Popular Antifascist" și atunci coloana a trecut prin dreptul lui Carol al II-lea. În timp, la această acțiune a fost asociată și Elena Ceaușescu. El voia să formeze cuplul perfect. Elena Ceaușescu avea mai multe fațete. Să știți că nu degeaba a ieșit regina balului la 1 mai.
se completau foarte bine amândoi, deși se spune că îl domina. Să știți că dacă era vorba de obiecții, nu le avea ea, ci el. De câte ori o filmam, mai ales cu ocazia momentelor aniversare, se comporta ca o actriță profesionistă. Realiza că este o imagine a timpului, o imagine a istoriei, își amintește țuțuleasa. Era chiar foarte deșteaptă. Să știți că era, pentru că într-o fracțiune de secundă analiza care este imaginea pe care trebuie să o ofere. El avea de obicei obiecții la peliculele în care apăreau amândoi. Voia să fie totul perfect, să fie cuplul perfect, povestea operatorul de film. Și să știți că a iubit-o până la capăt, până când au murit. După ce s-a înfiripat idila, aflăm din mărturia meșterului sobar Emil Wagner, născut în 1896 în Bucovina și a ajuns la București în 1918. O mărturie publicată în Povești ale domnilor din București, la editura Vremea 2006, de Victoria Dragu, Dragomir. I-am cunoscut în Vasile Lascăr, numărul 3, acum îi spune Galați. Acolo stătea Aubach și Aubach și cu familia sa erau proprietarii fabricilor de medicamente din România. Și ea era servitoare acolo și venea Nicu Ceaușescu. Eu am făcut sobe acolo și îmi spunea, meștere, să nu spui că vine Nicu. Eu i-am spus, ce mă interesează pe mine, ce faceți voi? Și pe urmă s-a îmbolnăvit ea de tuberculoză și așa de cum se cade a fost evreul ăla că n-a dat-o afară. A trimis-o la fabrica 6, medicamente la București noi, să fie supraveghetoare acolo, la fabrica 6. Și a fost acolo 10 ani supraveghetoare, de aia zicea că e chimistă. De atunci îi cunosc eu, nu era încă însurat cu ea. Nu există un document oficial care să ateste data la care a avut căsătoria civilă dintre Nicolae și Elena. Cert este că nu a avut loc niciun fel de căsătorie religioasă. Evenimentele politice ale vremii i-au apropiat și mai mult de pe cei doi, atât ideologic cât și sufletește. Și conform istoricului Ion Petcu, și-a oficializat relația în toamna lui 1945. Pantelie Țuțuleasa conchide că este adevărat că rămân un cuplu controversat, dar au fost împreună atâția ani și au murit tot împreună. A iubit-o până la capăt, până când au murit. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vă plac subiectele abordate pe acest canal, nu uitați să dați un like, un share și subscribe. Sănătate maximă vă doresc!